găsit, prieteni! Suntem împreună din nou la emisiunea Pâinea cea de toate zilele. Și dacă cumva te gândești la un serial gastronomic, am greșit amândoi. Pentru că aici nu discutăm despre stomac, nici despre papilele gustative, ci discutăm despre o altă pâine pentru o altă foame. Știi la care pâine mă refer? La Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu sau Sfânta Scriptură. Ei bine, dragul meu, suntem împreună la studiul pas cu pas, verset cu verset, al primei cărți din Scriptură, și anume Cartea Genezei. Și am ajuns noi la capitolul 5 cu versetul 1, pe care l-am citit chiar data trecută și care suna așa. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Și sigur, dacă ai lipsit data trecută, te familiarizezi cu câteva elemente. Dumnezeu nu vorbește despre era când Dumnezeu l-a făcut pe om, ci de ziua când Dumnezeu l-a făcut. Și aceasta aduce pe tapet, în subiectul discuției noastre, aduce opțiunea filosofică, pentru că oricât ai spune, nu e știință, este un mod de a interpreta lucrurile. Un mod în care încerci să-ți aliniezi, să-ți așezi, să-ți ordonezi datele după o simetrie a minții tale. Dacă ești creaționist, le ordonezi, hai să spunem, de la stânga la dreapta. Dacă ești evoluționist, de la dreapta la stânga, pe o altă logică. Și știi că logica este atât de elastică, atât de flexibilă, încât cu ea putem să convingem pe cineva chiar pentru o minciună. Știi ce convinge într-o minciună? Logica. Dacă ești un logician bun, un acrobat bun, în care să legi ideile coada cu nasul, știi? Hop, nu coadă cu coadă, coadă cu nas. Ai reușit să convingi o țară întreagă cu o minciună strașnică. Ei bine, Dumnezeu vorbește despre ziua. Iar oamenii au încercat să armonizeze două atitudini, două concepții care nu se aliază. Este vorba de evoluționismul darwinist și de creaționismul teist. Ori ei au spus, hai să creăm ceva, o struțocămilă. Jumătate evoluționism, jumătate creaționism. Și așa a apărut credința, altarul evoluționist, în care Dumnezeu a declarat, în loc de să fie lumină sau să fie animalele și omul, a zis să fie evoluție. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ar fi dat doar o brâncă, un brânci, după care lucrurile au evoluat din aproape în aproape. Însă această concepție ne subminează întreaga Scriptură. Pentru că dacă crezi evoluționismul, despre care Biblia nu vorbește, atunci Biblia trebuie rescrisă. Dacă crezi Biblia, atunci evoluționismul trebuie retopit și să lase loc unei alte autorități. Tu ce alegi? În ce privește Sfânta Scriptură, eu aleg să cred că este Cuvântul lui Dumnezeu, este da și amin, este ceva nenegociabil. Aceasta este Scriptură, e literă de Evanghelie, cum se spune. Este unde-i lege, unde-i Scriptura, nu-i tocmeala. Dragul meu, din nefericire, evoluționismul teist nu este doar o opțiune pentru creștinii pe jumătate. Practic, omul a hotărât să scoată unele cărți, să mistifice alte cărți, să spună, de fapt, aici nu trebuie să luăm în serios lucrurile, trebuie să le interpretăm. Când e vorba de potop, ei, nu-i chiar potop, acolo a fost doar o inundație locală, evident. Cine a văzut potop universal? Aici unde este vorba de ieșirea poporului din Egipt, circa 2 milioane, ei, au fost câteva sute, cum să fie 2 milioane? Îți dai seama, oamenii atunci, când au văzut o mulțime de 200, au spus,
câtă frunză și iarbă. Și oamenii retălmăcesc Scriptura, încât autoritatea nu mai e Scriptura deasupra omului, ci este omul care șade ca un stăpân și discută Scriptura. Spunea cineva că dacă ar fi să trecem în revistă ultima mie de ani, ultimul mileniu, nu mergem mai încolo, am putea spune că Evul Mediu a fost epoca credinței, când s-a crezut în Dumnezeu. Credința stă scris, așa e, nu se discută. După care a urmat o a doua perioadă, odată cu renașterea, cu iluminismul după aceea, epoca rațiunii, rezonul, mintea, ea hotărăște ce e și ce nu e, epoca rațiunii. Și astăzi, odată cu prăbușirea raționalismului, odată cu criza filozofiei, când rațiunea nu mai prezintă încredere pentru că te poți înșela, rațiunea poate construi și păcăleli pentru minte, am fi ajuns în epoca interpretării. Totul depinde de tine. Oh, dacă ție îți place, dacă tu interpretezi așa, e ok, e adevăr pentru tine. Mie nu-mi place, e adevăr pentru mine. Totul e relativ. Iar în epoca interpretării, Scriptura depinde de ochelarii cu care citești Scriptura. Și anume, cu ochelarii ăștia, sau ăilalți, sau și ăștia. Pentru tine poate fi adevăr, tu poți să-ți întemeiezi o nouă religie, iar eu am datoria să te tolerez, ca un partener, ca o religie alternativă. Așa a apărut religia alternativă, medicina alternativă, familia alternativă, nu? Homosexuali. Toate mâine o să fie morala alternativă, adică de ce hoțul să n-aibă și el drepturi ca omul cinstit? Dar este o minoritate și el, o minoritate morală, dar e minoritate. Și la urma urmei, ce e morala? Nu cumva este doar o convenție socială. În Olanda s-a înființat de câțiva ani partidul stați puțin, cam un lapsus, teribil lapsus, al celor care preferă sexul cu copii, pedofililor, așa. Partidul pedofililor. Imaginează-ți un partid politic care, printre altele, urmărește să scoată de sub osânda imoralității pe cei care preferă partenerii superminori, mititei, dulci. Imaginează-ți un asemenea partid care ar putea câștiga alegerile și mâine să spună, de fapt, hai să scoatem și pe hoți sau pe pungași din categoria imoralității. Ei săraci au o genă, gena hoțului, nu? Și dacă sunt cleptomani, adică li se lipește de degete banul sau obiectul care nu le aparține, atunci trebuie să înțelegem, trebuie să le dăm și lor drepturi egale. Spuneam, depinde de ochelarii cu care privești Scriptura. Eu personal prefer să dau jos orice ochelar și să las pe Dumnezeu să-mi vorbească. Iar eu cred, chiar dacă mie mi se pare că e altfel, sau chiar dacă alții spun că e altfel, dacă Dumnezeu vorbește, orice limbă trebuie să tacă. Aceasta este atitudinea unui om care respectă pe Dumnezeu. Iar creștin, și că România este 87% creștină tradițională, dacă un creștin e creștin, apoi să fie creștin, să-L recunoască pe Dumnezeu. Iar textul pe care l-am citit spune că în ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Foarte semnificativ. Știam. Stai puțin. Spunem într-un context nou. Știi ce însemnează a fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu? Aceasta este o sculptură vestită de Michelangelo, numită David. Ei bine, așa a fost Fiul de Dumnezeu și probabil că, cred că am sărit o imagine, dacă putem să o dăm înapoi, cum ai fost
și cum ai ajuns. Dacă nu e nimic, merge mai departe. I-a făcut parte bărbătească, spune Scriptura, și parte femeiască. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. Versetul 2 din capitolul 5 vine cu o bogăție. Și anume spune mai întâi că nu numai bărbatul i-a dat numele de om. În limba engleză, la om se spune man. Ci ambilor le-a dat numele de om. La noi, în limba română, e mai bine că omul nu definește doar bărbatul, excluzând femeia. Și dacă ambilor le-a dat numele de om, atunci ambii, și bărbatul și femeia, au fost creați egali. Geneza 5:3. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu. Citesc mai departe. Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. Stai puțin, ce am citit înainte? Dumnezeu a creat pe om după chipul său, iar Adam când a născut n-a mai procreat un fiu după chipul lui Dumnezeu, ci după chipul și asemănarea lui. Știi ce însemnează aceasta? Că nenorocirea numită păcat a fost transmisă genetic, deteriorat. Chipul lui Dumnezeu a ajuns să fie mutilat prin păcat, iar cei care s-au născut datorită legii acestea, cauzei și a efectului, prin ereditate, au ajuns să poarte chipul, interesant, pe jumate, asta e imaginea pe care o căutam, chipul lui Dumnezeu și apoi, hai imagine, așa, și apoi ce ai ajuns? O bat jocura. Cine ai fost și ce ai ajuns? E imaginea pe care doream să o pun alături. Practic sunt două asemănări topite într-una. Odată Fiul lui Dumnezeu și în alt timp Fiul lui Adam lipit de glie, de țărână, care nu mai privește în sus, ci care te trage firea, te trage totul în jos spre mormânt, spre pământ. Țărână ai fost, în țărână te vei întoarce. Versetul 4 adaugă un lucru foarte important. După nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Observi, Adam n-a avut doar pe Cain, drept copii Cain, Abel și în locul lui Abel, Set. Ci Adam a născut, îți dai seama, în 800 de ani și în anii de dinainte de a-l naște pe Set, fii și fiice. Dă-ți seama cât de mare era familia pentru care Adam și Eva erau părinți în sute de ani. I-am citit despre un pașă, e drept că a beneficiat de ceea ce ilicit harem, ar fi avut 132 de fii. Nu e nicio scofală. Ar fi putut să aibă 1320 de fii. Pentru că puterea de procreere este mare. Îți dai seama, Adam și Eva, câți copii au avut. Îmi place tabloul acesta, pentru că la moartea lui Abel, pictorul, care a citit atent versetul 4 din Geneza 5, a zugrăvit și pe alți copii care, pe lângă Abel mort, stau și îl plâng, îl bocesc. Și am ajuns la ceea ce se cheamă genealogie.
Dacă Adam a născut pe Cain și apoi pe Abel și pe Set, de ce nu enumeră și celelalte nume, celelalte identități, copiii ceilalți? Aici este o genealogie care urmărește anumite progenituri. Și ca să vezi mai clar, aici este o genealogie a unei familii, Metten, din Anglia, care din 1531 până în 1780 înșiră niște verigi părintești sau filiale. Și interesant este că atunci când spune că Robert Metten s-a născut în 1661, spune și alți, trei alți sau opt alți copii. Vin cu ce spune nouă alți copii. Niciodată o genealogie nu enumeră toate progeniturile, ci doar ramura aceea care este de interes. Aici sunt 13 alți copii. Ce vreau să zic este că familia lui Adam a fost o familie numeroasă, iar Biblia, nefiind o carte de recensământ al populației, ci fiind o carte cu intenție scrisă pentru a conduce de la istoria păcatului la istoria mântuirii la Iisus Hristos, reține doar unele nume, cele care constituie verigile și lanțul genealogiei lui Hristos și al salvării noastre. Iar în acest moment trebuie să abordez o întrebare delicată, care mi-a fost pusă în atâtea ocazii publice, când am ținut și eu niște conferințe și s-au ridicat imediat degete. Dar ea spune, zice că Cain a născut pe, și spunea că înainte erau doar Cain și Abel. Cu cine s-a căsătorit Cain? Apropo, cu cine s-au căsătorit fiii lui Adam? Întrebare delicată. Cumva au existat, sugestie, alte populații, adică Homo sapiens s-a combinat cu Homo neandertaliensis sau cu omul Homo cromagnonensis sau cu Homo erectus. Nu cumva s-au combinat unii cu alții? Dragii mei, e foarte clară Scriptura că n-au existat alte populații. Dumnezeu l-a creat pe om odată, punct. Și l-a creat în așa fel încât tot ceea ce se cheamă om să recunoască un singur părinte. Și atunci, cu cine s-a căsătorit cutare sau cutare fiul lui Adam? Răspunsul e clar. Cu băieții s-au căsătorit cu surorile lor. Și atunci, rușinea parcă ți-acoperă fața. Dar cum e cu incestul? Să se căsătorească frate cu soră? Cum e cu consangvinitatea? Aș vrea să abordez această delicată întrebare, care de fapt are un răspuns luminos din aproape în aproape. Și o să mă înțelegi imediat. Privește spre ghinda aceasta. Din această ghindă iese un pomișor. Din acest pomișor se face un stejar puternic și din stejarul acela puzderie de ghinde vor produce o pădure. Și toată pădurea se trage dintr-o ghindă. Corect? Corect. Privește acum Adam. Dumnezeu l-a creat pe Adam, dar el a vrut ca Adam să-și poată recunoaște pe toți cei care se nasc din el ca fiind ai lui. Și el n-a creat o Evă, o altă Evă din țărână, cu un alt ADN, cu un alt cifru genetic. Și a spus nu. Eu vreau să creez pe Eva din Adam și a luat o coastă din Adam, deci în așa fel încât cei doi, efectiv, să fie una. Intenția lui era ca niciodată Adam să nu spună despre Eva că e alta decât el, e un alter ego. Nu ci că femeia pe care mi-ai dat-o tu, ca și când era altcineva, ci era os din oasele mele, era parte integrantă. În așa fel încât cei doi să fie una. Și intenția lui a fost ca familia umană să fie tot una. Și de aceea primii părinți au fost frate și soră, tocmai pentru ca unitatea neamului omenesc
să fie asigurată. Pentru ca în final, toți cât suntem pe pământ, de culori diferite, de neamuri diferite, să ne recunoaștem frați. Mi-amintesc de Oda Bucuriei a lui Schiller, în care poetul german, lasă-mă să spun în germană, am făcut școala germană și a fost limba copilăriei mele, spune așa, Freude, schöner Gottes, mă rog, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Și se traduce, toți oamenii vor fi frați acolo unde aripa ta blândă adie. Este visul unui umanist care crede că va veni ceasul când ceva superior uman va lega întreaga omenire într-o familie și toți vom fi frați. Dar această frăție nu se naște, dragii mei, această frăție nu se naște de jos în sus. Noi, fiii maimuței sau fiii atâtor specii hominide, ajungem să creăm o alianță. Două familii dușmane dau mâna și spunem de acum să fim o unitate. Dacă n-ai tată, n-ai cum să fii același tată, n-ai cum să fii frate. Nu de jos, ci de sus în jos. Dumnezeu e Tatăl nostru. Și pentru că El e Tatăl nostru, vrei, nu vrei, îți place de pielea mea sau nu, noi suntem frați. Înțelegi? Aici este minunea. Nimeni nu poate să creeze fraternitatea dacă mai întâi n-a existat paternitatea unică, credința într-un singur Tată, un singur Dumnezeu. Ei bine, și-a intervenit păcatul în lume și ceea ce era valoare s-a ofilit. Și acum, odată cu mulțirea oamenilor, văzând că păcatul a stricat natura intimă a omului, și acum te rog să fii atent că e foarte important, Dumnezeu a venit cu niște legi. El le-a dat. Privește pe ecran. Pentru un bebeluș este nevoie de un tată și de o mamă. Fiecare aduce materialul genetic propriu prin cele două jumătăți de sâmbure. Și bărbatul are cromozomii lui cu genele în ele și mama vine cu a doua jumătate și din cele două jumătăți unite se naște ceva nou. Fii atent, te rog, pe ecran. În momentul în care cromozomul 11 și cromozomul 16, să zicem, au defecțiune amândoi la tatăl, dar și la mama, aceiași doi cromozomi, 11 și 16, au o defecțiune, copilul se naște cu malformații grave. De exemplu, talasemie. Talasemia este o anemie extrem de gravă, care duce cumva la moarte prematură. E extrem, poate fi talasemia acută sau ușoară, superficială. Privește, te rog, bolile consangvinității, care se datorează nu unirii inițiale, ci a păcatului care a intervenit în natura omului. Talasemie este o boală de sânge. Hemofilia, tot o boală de sânge. Fibroză chistică, o complicație, alergii, miopie. Sindromul Down este o aberație cromozomială. Albinismul, cei care sunt lipsiți total de pigmenți, daltonismul, cei care nu disting culorile, sunt toate boli ale perturbărilor pe care păcatul le-a determinat în cromozom. Și dacă părinții au același cromozom afectat, 11, de exemplu, sigur, copilul se naște cu multe malformații. De aceea, prietene, fii atent, de aceea este atât de important ca să nu existe consangvinitate. Dacă există consangvinitate în cazul incestului, căsătoriei între frați, șansele ca copilul să se nască handicapat ca cel de pe ecran este de între 5% și 50% în funcție de cât de apropiată este consangvinitatea. Aș vrea să discutăm puțin despre gradele de rudenie, e foarte interesant. Gradele de rudenie se stabilesc în funcție de numărul de nașteri. Hai să vezi. De exemplu, tata și mama sunt gradul 0. Între ei nu este un număr de nașteri, n-au un părinte ca să fie gradul 1.
Ei sunt una. Cei doi vor fi una, spune Scriptura. Eu față de părinți e o singură naștere. Una. Deci la o singură naștere este gradul 1. Dacă eu am o soră, între mine și soră este una, două. Adică sunt două nașteri. Înseamnă că suntem gradul 2 de rudenie. Mai departe. Un nepot față de bunici are gradul 1, 2. Deci două nașteri, gradul 2. E foarte simplu. Și acum mergem mai departe. Unchiul, mătușa, față de mine este 1, 2, 3. Sunt 3 nașteri, deci gradul 3. Așa e că e simplu. Și acum ești cel mai tare în a judeca gradele de rudenie. Verii primari sunt 1, 2, 3, 4. 4 naște, deci gradul 4. Și așa mai departe. Vărul de al doilea este 1, 2, 3, 4, 5, 6. E rudă de gradul al șaselea. Deci am înțeles ce înseamnă gradul în funcție de numărul de nașteri. Acum, în anul 1500 în jur, când Dumnezeu a dat lui Moise instrucțiuni morale, instrucțiuni civice, instrucțiuni de sănătate, Dumnezeu a interzis în Levitic 18, 16, 6 la 16, orice fel de relație de, știu eu, de consanguinitate, de mariaj, în cazul rudelor de gradul 3. Dumnezeu spune mătușa și nepotul sau unchiul și nepoata, sub nicio formă, niciun fel de relație. Cu timpul, legea civilă de azi e o lege sănătoasă și bună, constatând degradarea eredității sau degradarea naturii umane, a dat o interdicție până la gradul 6. Doar verii de al doilea sunt după lege în legitimitate. E permis, de exemplu, gradul 7 și 8 să existe căsătorii, nu însă altele. Și ca să te conving cât de gravă este consanguinitatea, am aici pe Carol al II-lea de Habsburg. Am o istorie lungă, o fac scurtă din cauza timpului meu scurt. Omul acesta a fost regele Spaniei, dar s-a născut plin de handicap. De ce? Pentru că tatăl și mama erau rude de gradul 3. Au călcat cuvântul lui Dumnezeu, legea pe care Dumnezeu a dat-o. Și nu este singura ocazie. De exemplu, străbunicul lui cu străbunica, Ana de Austria, au fost tot așa rude de gradul 3. Consanguinitatea conduce la nenorociri. Și Dumnezeu, care a permis până la un punct căsătoria între frați, El este Cel care a interzis. Și datorită interdicției lui Dumnezeu a devenit lege morală. Și de atunci încolo este interzis. N-a fost așa însă la început, pentru că Dumnezeu a intenționat unitatea neamului omenesc. Și, dragul meu, acum la concluzie, vreau să mă întorc la câteva gânduri. Cât de bine este să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că totdeauna când Dumnezeu spune ceva, nu spune de moftul lui, ci o spune pentru binele tău. Și pentru că ne despărțim pentru câteva zile, ia cuvântul lui Dumnezeu și ce citești, aplică. Și vei fi fericit tu și familia ta. Numai bine!